Doamnelor și domnilor, la 19 noiembrie în municipiul Chișinău urmează să se desfășoare un referendum anticheltoacă, pe cum îl numesc cei mai mulți dintre noi. Bună seara, bine v-am regăsit! Aceasta este tema discuției pe care ne-am propus să o abordăm împreună cu Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Anatolie Prohnițchi, președintele Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova. Bine ați venit, domnule Prohnițchi. Și Victor Poliakov, consilier PSRM în CMC. Bine ați venit, domnule Poliakov. Bine v-am găsit. Domnule Poliakov, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Spuneți-ne, vă rog, acest eveniment a fost foarte mult discutat în societatea noastră. Partidele de dreapta au anunțat că vor boicota referendumul anticheltoacă din data de 19 noiembrie. Ce va întreprinde Partidul Socialiștilor și care sunt acțiunile pe care le organizează în vederea prezentării la urna concetățenilor noștri? Vă rog. Știți, să pornim de la ce că... Consider dubios această decizie din simplu motiv. Da. În oricare stat democratic și într-un stat în deoște care se vrea considera democratic, institutul referendumului este cel mai democratică formă de a arăta că în stat totul merge bine, da? că guvernarea nu se teme să consulte cetățenii vis-a-vis de o problemă sau alta. Ori, suntem deja în al câtelea an de zile când suntem marturi aceia că municipiul Chișinău, din păcate, nu se dezvoltă, ci invers, are de pătimit din urma administrării incorrecte, din urma administrării frauduloase, deja și instanța de judecată o spune, a acestui individ, altfel nici nu știu cum să-i spun, căci să aduci Chișinăul la un așa dezastru, trebuie să ai foarte mari competențe în acest sens. De fapt, ce considerăm noi că se urmărește prin boicotarea referendumului. Uitați-vă, de fapt, peste un an de zile suntem în pragul alegerilor parlamentare, în urma căruia unii din actorii politici își dorește să acceadă și mai mult ca atât își va dori, desigur, că să formeze o majoritate. Și desigur că ei de pe acum se gândesc cum să facă această majoritate. Anume, din urmă cu domnul Ghimpu și liderul PAS a menționat că va boicota alegerile și pe DMU, a menționat această faptă. De pe acum se vede așa o mică coaliție în viitorul parlament. Dar în același moment vreau să menționez că, știți, chișinăuienii până într-atâta s-au dezamăgit de guvernarea fostului primar general Chirtoacă și într-atâta la iveală totul aceasta este, că credeți-mă, marea majoritate a cetățenilor înțeleg că ieșind la referendum, pronunțându-se pro revocarea din funcția primarului general, Chișinăul se va avea, știți, un glotoc svejă vozduha, să zicem, da, așa. Domnule Poliakov, este straniu că până la această oră doar Partidul Popular European și-a anunțat faptul că va susține acest referendum. Știți, și pentru mine este straniu, deoarece țin cont de faptul că marea majoritate a chișinăuienilor, marea majoritate, ei acceptă faptul că Chișinăul este prost guvernat și acceptă faptul că această guvernare proastă este în primul și în primul rând din cauza primarului general. Ori știți, rușii au o zicală, râba s glăvă dohnit. Păi asta este și motivul. Dacă tu nu ai un cap, da, care gândește, care își poate pune toate sarcinile, știe cum cu aceste sarcini să procedeze, el poate guverna corect. Dacă nu poate, atunci nu poate. Din ce cauză alte partide nu doresc să îndemne electoratul său să iasă, iarăși, cel mai probabil că speră la o viitoare coaliție, probabil în Parlament. Domnule Prohnițchi, haideți să continuăm gândul anunțat un pic mai devreme. Partidul Unității Naționale, Partidul Liberal, Partidul Democrat, Partidul Reformator, PAS-ul, toți zic că nu este cazul să ne prezentăm la urnele de vot în data de 19 noiembrie. De ce zic lucrul ăsta și în același timp care este poziția partidului pe care îl reprezentați? Vă rog. Partidul Verde Ecologist este contra populismului și pentru corectitudine. Este contra poluării minților oamenilor. Mai este altă expresie, posibil mai puțin așa. Da. Da. Și referendumul, într-adevăr, este o formă democratică, europeană.
Și partidele enumerate de dumneavoastră se declară pro-europene. Eu nu văd problema. De ce trebuie să te opui acestui exercițiu? Cu atât mai mult, mereu se caută cineva că este vinovat, că în 2001 au venit la putere Partidul Comuniștilor. Dar cine l-a adus? L-a adus ineficiența partidelor anterioare. Acum este altă, spunem, teamă că va veni în forță Partidul Socialiștilor. Dar cine din 2009 până în recent, da, a guvernat cu țara și cine a creat condiții ca să fie furat și renumit un miliard și nu numai, și multe, multe alte chestii de care poporul nu este de acord. Și el, desigur, că dorește altceva. Însă la noi, inclusiv și cu referendumul, se joacă și se joacă înainte. Oameni buni, sunteți pro-europeni, referendumul e un exercițiu democratic. Dați-l petrece. Cu atât mai mult că au semnat și este spunem, recunoscut și de instanțele de judecată și anunțat respectiv decizie Comisiei Electorale Centrale conform legislației de a petrece referendumul. Care e problema? De ce trebuie să chemi oamenii să nu participe? Cum și a expune? Ce părere? E altă întrebare. Și încă mai este o chestie. Doar, iarăși, conform legislației în vigoare, de către Comisia Electorală Centrală, trebuie să fie primit decizie pentru a forma Consiliul Electoral de Circumscripție. Unele partide, desigur, nou formate și care se declară mari și tari, ele n-au participat la alegerile locale, însă se constituie Consiliul Electoral de Circumscripție, se depune acolo cererea de a participa la alegeri conform procedurii. În cazul dat, iarăși, nu se documentează. Eu spun, nu știu de ce o zic. Oare că-s naiv, oare se grăbesc prea tare, pentru că conform deciziei Comisiei Electorale Centrale este anunțată lista oficială de partide care pot și formațiuni politice care pot să participe la referendum. Poftim, te-ai înregistrat când va fi constituit Consiliul Electoral și ca concurent electoral și expuneți și debate și treci și agitație și tot ce dorești. Până când e prea înainte se merge, prea de grabă. Domnule Mihăieș, referendumul ne costă 9 milioane de lei. Haideți să vedem, există pericolul ca electoratul nostru să țină cont de poziția partidilor de dreapta și să nu avem numărul necesar de persoane care vor participa la acest exercițiu democratic? Bine, dacă analizăm cifrele, noi vedem că, în primul rând, conform legislației, nevoie de o treime prezență din cei din liste. În liste sunt peste 600.000 de cetățeni. Să vedem care ar fi cifra enunțată de CEC pentru referendum, pentru că încă nu cunoaștem cifra exactă, dar oricum o să fie mai mult de 600.000 și atunci e nevoie de circa 200.000 pentru prezență. Și mai este o clauză ca plus un vot față de cel care a fost dat pentru chirtoacă să fie dat împotriva lui, deci asta înseamnă plus 167.000, circa 168.000 de voturi împotriva ca el să fie demis. Eu undeva am mai comentat că referendumul, în cazul în care toate forțele de stânga se unesc, ele aproximativ 200.000, o treime, scapabile să aducă la vot. Asta ar însemna PSRM plus PCRM și plus Partidul Usatăi, care au... Dar până la această oră nu avem o reacție, cel puțin oficială, a acestor partide. Am înțeles că partidele se vor pronunța imediat săptămâna asta sau următoare, pentru că evenimentul se apropie. La o lună de zile trebuie, cum spune domnul Profniță, să intre deja și în campanie. Cei care vor dori să-l demită, apropo, undeva am auzit deja o reacție a comuniștilor că e cer demisia lui. Adică, în principiu, eu mă uit la rezultatele de la ultimele alegeri municipale din 2015. Ce avem? Avem consilieri de la partidul nostru, consilieri de la PSRM, de pe stânga, și PCRM-ul cât are? Tot 3, îmi pare că are, nu? 3 la 3. 3 Usatăi, 3 PCRM. Deci asta înseamnă că dacă aceste partide își mobilizează electoratul și simpatizanții, plus eu, de câte am înțeles, partidul domnului Leancă tot susține referendumul. Da. A luat 10%, nu e un partid mic în Chișinău, vreau să spun că altceva aderență.
Plus este așa un partid mic, de cam dată, care e puțin cunoscut, Frontul Salvării Moldovei, este Marcel Dare, care a susținut referendum, e acum, mi-am auzit, care sunt pentru și împotrivă. Deci se formează, ca zic așa, un câmp de partide și de care ar putea să ducă la cel puțin validarea referendumului și acolo o să fie la limită, probabil, pentru că depinde foarte mult de activismul cetățenilor. Noi știm foarte bine că la legile locale activismul cetățenilor e foarte scăzut. Chiar și la legile mai puțin oameni, că în parte și toate partidele. Domnule Mihăiești, dar prin poziția acestor partide, trebuie să înțelegem că ei sunt de acord cu politica promovată de Chertoacă și prin ineficiența lui? Nu, eu cred că partidele s-au poziționat altfel. Ele, partidele urmăresc foarte bine care este, ca zic așa, care sunt tendințele electoratului, care sunt opiniile electoratului și ele nu pot să meargă împotriva unui electorat care mai degrabă ar... Nu că, aici nu e vorba de Chertoacă personal, ca persoană. Aici e vorba mai mult de faptul că se apropie legile parlamentare și partidele nu vor să fie acuzate de o anumită colaborare cu PSRM-ul și cu stânga. Pentru că aici este o competiție foarte mare pe dreapta și pe centrul dreapta. Și atunci merg împotriva voinței populației. Eu cred că aici este și chestia asta, că se lasă electoratul să decidă singur. Adică partidul nu se implică ca instituții, iar electoratul va decide singur. Aici să știți o chestie, că orice ar spune partidele de dreapta sau de centru sau de stânga, contează foarte mult omul simplu dacă vrea să vină, dacă are motive sau nu. Pentru că omul vede cum e gestionată curtea, cum e gestionat orașul, construcțiile, drumurile, etc. Probleme sunt foarte multe în municipiul Chișinău. Și baza electorală a lui Dorin Chertoacă, practic, este, ca să zic așa, spulberată. Dacă vedem sondajele, nu mai există în sondaje deja Dorin Chertoacă. Cândva el era în primii 5 în sondaje, mulți ani la rând, din 2007. Acum, Dorin Chertoacă nu mai este nici într-un fel de sondaj, el a pierdut, practic, calitatea de lider politic de anvergură națională și municipală. Și faptul că dânsul are și dosare penale, eu cred că contează foarte mult, pentru că cetățenii, chiar dacă nu sunt încă sentințele în vigoare, se orientează deja spre alți lideri, caută alt... Deja e clar că Dorin Chertoacă nu este gospodar, nu este administrator. Și asta se știa de mult timp. Problema PD-ului era că ei au speculat foarte mult capitalul lui electoral, au dat în Parlament, dar era cazul ca dânsul deja să meargă la funcție politică, unde el știe să vorbească, știe să manipuleze, să speculeze, este un politician abil, dar nu știe să administreze, asta e problema lui. Ar fi bine ca să dea demisia până la referendum. Din punctul meu de vedere, el ar face o mișcare care ar destinde situația. Dacă nu dă demisia... Năstasia a sugerat. Nu mai Năstasia, mai mult au sugerat-o. Eu am urmărit că opinii mai multe sunt în sensul ăsta. Că, în principiu, oricum, pentru el, miza nu mai există deja. Ca persoană politică acest referendum. Chiar dacă nu trece referendumul. Dar pierdem bani din buget și așa mai departe. Eu cred că oricum un candidat de dreapta sau de pro-european, mai corect ar fi spus, de dreapta, are o șansă mai mare să câștige legea după Dorin Chertoacă. Adică nu este un pericol care îl invocă unii să pierdă în capitala. Dar forțele de centru dreapta, forțele pro-europene trebuie să dea un candidat care să gestioneze capitala într-un mod eficient, astfel încât să nu se extindă o pată asupra întregului segment electoral, înțelegeți? Asta ar fi o chestie. Să înțelegem așa, că partidele care deja au declarat, mă rog, s-au grăbit să declare că boicotează, la alegeri ei nu vor înainte, în caz de referendum, se petrece... Așa ar trebui să înțelegem. Se petrece, mă rog, primarul este demis, ei nu și înaintează, înseamnă că candidați la primărie. Nu, este numai decât... Păi, din esență, firul logic, așa, logica ar fi așa. Nu este adevărat. Deci, ei, pur și simplu, iau decizii din motive tactice. Să nu participe la referendum, dar, eu repet încă o dată, următoarea fază la trece referendumul, deja se numește campania electorală și asta e altă poveste, e altă filă. Dar eu vă spun cu altă opinie. Eu cred că electoratul mă decide... Nu în dependență de cum e ideal în partide, dar în dependență de dacă sunt sau nu sunt reale probleme de municipiul Chișinău și dacă cei care vor pleda pentru referendum vor reuși să-i convingă. Da. Domnule consilier, pe parcursul colectării acestor semnături, știu că ați avut întâlniri în teritoriu cu mai multă lume. Vreau să aflu care e starea de lucru adevărată acolo. Se conștientizează gravitatea situației? Lumea este disponibilă ca să vină la 19 noiembrie ca să-și spună păsul? Da. Ferm da. Mai mult ca atât. Nu este vorba doar despre ultima perioadă, da. Da? Adică ultimele câteva luni.
Noi vorbim acum deopște din perioada imediat după alegerile locale. Noi, de exemplu, nu știu cum alte partide politice, dar noi în fiecare săptămână avem primim în audiență cetățeni, noi vedem problemele care se confruntă și toți, unul ca unul, menționează faptul că, da, capitala este prost guvernată, da, deoarece guvernarea executivului este foarte prost administrată, dar totuși, ca să punem punctele pe ei referitor da. Și la temeiul invocat de către toate partidele de dreapta care au boicotat alegerile, făcând trimitere la faptul că, uitați-vă, se vor cheltui 9 milioane de lei. Atunci, dar eu vreau totuși să pun punctele pe ei, dar și ca cetățenii simple să conștientizeze acest motiv, eu vreau să spun așa. Curtea de conturi, în fiecare an, cu toții cunoaștem, emite o hotărâre după ce face un studiu în ce ține de cum s-a gestionat banul public în municipiul Chișinău și în fiecare an depistează sute de milioane de lei bani irosiți în zadar, bani cheltuiți ineficient, bani care nu sunt demonstrați cum s-au cheltuit, nu sunt contracte, nu sunt facturi fiscale, nu sunt foarte multe documente. Deci, vă dați seama, doar un singur an este vorba de sute de milioane de lei. Și dacă privim pe ansamblu toată perioada cât el a fost la guvernare, este vorba despre miliarde. Orice dumneavoastră propuneți, noi să economisim 9.000 de lei și să nu petrecem referendum, în schimb să-i dăm posibilitatea să mai fie încă un an la guvernare și capitala să piardă sute de milioane. Eu consider că mai bine să cheltuim 9 milioane de lei, dar să-l demitem pe primarul general pentru ca el să nu acceadă din nou în această funcție și să mai cheltuie încă 100 de milioane de lei în zadar sau unde oște, să fie bani, cine știe cum redistribuiți și la cine în buzunar. Pardon de expresie. Dar așa este situația. Deci mai bine să economisim sute de milioane de lei în fiecare an gestionați prost în favoarea acestor cheltuieli ce ține de organizarea referendumului. Cu atât mai mult că nu este vorba despre miliarde. Da, domnule Prochnițchi, da. Mihai Ghimpu spunea că Dorin Chertoacă nu s-a implicat în jocurile politice și nici nu a dorit să fie marioneta cuiva, citat închis. Întrebarea mea este, cazul Chertoacă este un caz politic, este victima unui sistem? Cum trebuie descifrat? Nici într-un caz. În electorală... Diferă optica, vedeți? Da, eu, candidând la funcția de primar, am zis că Dorin Chertoacă este un primar obosit. El de acum ce și-a dorit posibil n-a reușit să realizeze, nu că n-a putut, n-a reușit, da? Și dați analizăm care influență politică, nu știu care poate fi, pentru că politica de cadre în primăria municipiului Chișinău este în felul următor. Ești membru a Partidului Liberal, ești numit în funcție. Și ne dovedesc faptele. Pe cine a numit dânsul în funcție, da? Pe Gambrețchi, pe, mă rog, alte persoane. Și ulterior, în presă, a fost informația că acești oameni pe care el i-a numit, care a avut încredere, da? Și ca membru de partid și ca om, n-a făcut față cerințelor și plus a comis abateri de la lege. Și cel mai, nu că interesant, da, însă au colaborat foarte intens cu ancheta, cred eu, în defavoarea lui Dorin Chertoacă. Nu înțeleg ce specialiști și-a angajat ei și el și ce principii. Cu toate că eu, când am candidat, eu am propus ca din fiecare fracțiune din Consiliul Municipal să fie înaintat câte un viceprimar, șef de direcție și împreună să conducă, pentru că de multe ori se speculează și alegerile precedente că vin tancurile, vin extraterestri și nu știu care. Eu am pus atunci întrebarea și mereu o pun. Domnilor și doamnelor, aduceți un exemplu. De pe globul pământesc, un primar a municipiului, a unei capitale, a influențat orientarea strategică a țării. Aduceți. Care primar? El trebuie să gestioneze și în municipiu. În cazul dat, municipiul Chișinău. Și noi nu putem vorbi acum despre o gestionare. Totul se petrece haotic, niciun lucru și voluntarism. Plus, sunt declarații populiste care, mă rog,
nu s-a cumplit, sunt populiste, e ducerea în eroare a oamenilor. Noi vorbim despre vectorul european, da? Despre capitala europeană. Capitala europeană. Poftim, analizăm pagina web a primăriei. Cu ce capitale europene municipiul Chișinău are semnat un acord de prietenie, de... Și plus la asta, ce sectoare a municipiului Chișinău, ori măcar niște străzi, au fost amenajate, susținute cu aportul unor, chiar și orașelor care s-au înfrățit. N-avem. Noi n-avem cu municipiul București, spunem, o conlucrare. Eu aș vedea aici foarte multe lucruri bune făcute împreună. Noi acolo, ei aici, așa ca în toată lumea, indiferent de în ce țară este, pentru a dezvolta municipiul Chișinău. Noi nu avem. Și mereu se dă vină pe... Oare se pune ca bază vectorul salvați oameni buni, ce să salvăm? Pe cine să salvăm? Și cum să salvăm, nu? Domnule Mihai, municipiul Chișinău are nevoie de un manager. Asta. Pentru dumneavoastră, nu a fost o surpriză faptul că PD, de fapt, boicotează și el aceste alegeri? Lucrurile s-au mai limpezit între aceste două partide? S-a ajuns la un numitor comun? Eu am auzit argumentele PD-ului și, repet, PD-ul și alte partide care boicotează referendum au luat decizii ținând cont de situația, de conjunctura politică și de interesele de partid și au declarat foarte clar care sunt argumentele lor. Aici, sunt plauzibile aceste argumente, în viziunea dumneavoastră? În principiu, vedeți că, eu mai repet o dată, problema nu este partidul ăsta cetățenilor. Că aici nu sunt alegeri parlamentare politice. Astea sunt alegeri locale și oamenii își aleg sau nu își aleg gospodarul. Adică e o problemă care ține mai mult de gestiune. La urma urmei, decizia din CMC s-a văzut cum s-a luat și cine a votat pentru ea. Problema cea mai importantă, repet, este cetățenilor. Pentru că gestiunea municipiului Chișinău este dezastruoasă, asta e clar. Și când mergi pe drum și vezi că 10 ani în rând îți aceleași găuri în drum, construcțiile astea care sunt absolut într-o formă necivilizată, cu niște... Eu înțeleg că deja se ajunge la chestii ridicole, când sunt niște proiecte absolut bizare, chiar la nivel de proiecte. Unii chiar sovietice, adică dacă construiești ceva nou, măcar pune niște standarde acolo la primării. Corect. Uitați-vă, de exemplu, nu departe, să ne uităm chiar și în România, da? peste Prut. Că întotdeauna te uiți la vecini să vezi cum este, nu? Sunt alt fel de proiecte acum în Europa, care alt fel de metraj, alt fel de geamuri, alt fel de curte și așa mai departe. În momentul în care o casă nu are nici locuri de parcare, nu are nimic și construită în ogradă cu alte trei case și se uită unii peste alții la geam la 2 metri distanță, nu e normal, nu? Ori la colțul străzii? Sau la colțul străzii sau... Și nu are unde parcare și unde ieși. Bizarerii peste bizarerii și... Eu înțeleg foarte bine că cetățenii sunt nemulțumiți și aici nu depinde de partide, repet. Depinde foarte mult de cetățeni, indiferent cât sunt liberali, cât sunt democrați, cât sunt social-democrați sau socialiști, oamenii care stau acasă și care au votat partidele la parlamentari, ea acum trebuie să uite din alt punct de vedere. Asta este opinia mea. Ei trebuie să vadă dacă lor le place cum este sau nu le place cum este gestionat orașul. Deci trebuie să pornească. Pentru că altfel, situația în ce constă? Dacă Dorin Chertoacă rezistă, criza politică din primărie va perpetua și tot cetățenii vor suferi până la urmă, nu? Pentru că se va fi blocaj de decizie. Ce urmează să se întâmple chiar din punct de vedere juridic? Dacă, să presupunem ipotetic, Dorin Chertoacă este condamnat, nu are loc referendumul? Nu, asta e altă poveste. Da. Dosarele lui penale merg paralel cu referendumul. Da. Acolo deja care va fi destinul lor se va vedea în judecată. Da. Va fi condamnat, nu va fi condamnat, dar e o poveste lungă acolo. De un an, doi, trei, știți cum merg dosarele în instanță. Este prima instanță, Curtea de Apel, Curtea Supremă, etc. Dar aici referendumul este o chestiune care, conform legislației, un primar, oricare ar fi, el poate fi demis cu un vot mai mult decât a fost ales. Până la urmă, repet, Dorin Chertoacă, din punctul meu de vedere, și am spus-o nu odată, am spus-o încă și în 2015, am început să spun opinia asta, el s-a epuizat ca administrator. El este un bun politician, el știe să vorbească. El a, grupul țintă care îl are el în viziunea politică, el l-a fidelizat de 3 ori la rând. Și asta e foarte, cum zic, nimeni nu a reușit chestia asta de 3 ori la rând să o facă. Dar nu a știut să construiască o echipă, la nivel de viceprimar, la nivel de primărie trebuie să ai echipă, trebuie să ai ingineri, trebuie să ai administratori. Apropo, aici sunt mai multe probleme. Ceea ce mai miră la mine și
deseori am ridicat o întrebare asta, de ce întreprinderile municipale nu sunt date în gestiune, cum sunt, de exemplu, în București? Da. Sau cum sunt chiar și în Iași, sau în orice oraș normal, dacă crezi că serviciul este ineficient, da? Îl dai, faci o licitație și îl duci un administrator. Da. Dacă nu poți face drumuri tu cu Chișinău, adă o firmă care îți repare drumurile. Plătește-l din buget, dar măcar să urmărești ca să fie o calitate și așa mai departe. Drumurile în Chișinău, asta sunt prima problemă care o văd toți și locuitorii și oaspeții capitale. Asta e cea mai mare problemă. Da. Domn Poliakov, probabil și cetățenii v-au întrebat, odată și au fost deschise aceste dosare penale, mai are rost desfășurarea referendumului? La sigur că are. Da. La sigur că are, din simplu motiv că, din păcate, la momentul actual nu putem avea o încredere 100% în sistemul judiciar. Noi suntem martori cum acesta Gamrețchi, da, care a prejudiciat bugetul statului cu sute de milioane de lei. Bine, mersi, i-au dat câți? 3 ani cu suspendare. Noi vedem și alte cazuri când ne gândim la faptul că sunt înaintate zeci de plângeri pe factorul corupției din cadrul primăriei doar pentru o singură persoană. Aceste persoane sunt multe, dar doar pe seama unei singure persoane. Zeci de plângeri. Și bine mersi, închida stă pe loc, undeva se prăfuiește în rafturi. Ținând cont de faptul că sistemul nostru este unul până ce imperfect, eu sunt fier convins că trebuie să mergem până la capăt, deoarece nici nu se știe cum va fi peste o lună, două, și dacă Dorin Chirtoacă nu va ieși frumșel din sala de judecat achitat. Noi nu trebuie și această chestie să o lăsăm deoparte. Și dacă, Doamne ferește, la așa ceva să ajunge, cu toate că procuratura are toate materialele necesare ca, și toate argumentele, probele, pentru că instanța judecată să pronunțe totuși o sentință, da, de condamnare în cazul lui. Dar iarăși, nu trebuie lăsat în voia sorții și trebuie în data de 19 noiembrie să ieșim cu toții la vot și să ne exprimăm un ferm nu pentru acest primar. Ori, repet, nu putem lăsa totul în voia sistemului judecătoresc. Din păcate. Este așa situația, este realitatea de astăzi a sistemului judecătoresc. Este realitatea. Domnilor invitați, regia ne zice că mai avem aproximativ 5 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să, pe final de emisiune, cel puțin să abordăm un subiect care a fost titrat de mai multe publicații de aici, de la Chișinău, și cu permisiunea dumneavoastră o să dau citire. Îmi dau seama că Maia Sandu n-are curaj să afirme ideea unionistă, a spus Băsescu în cadrul unui post privat de televiziune, în cadrul unei emisiuni. Haideți să vedem, în timp ce electoratul unionist al lui Dorin Chirtoacă, mă refer aici nemijlocit la capitală, dar și la alte regiuni, este fermințat. Domnule Prohnițchi, ce urmează să se întâmple? Sunteți de acord cu ex-președintele Băsescu că un alt actor politic care s-ar vrea să ocupe acel segment, e vorba de Maia Sandu, n-are această capacitate să consolideze, să promoveze intens ideea unionistă? Legea cu privire la partidele politice în Republica Moldova este o lege foarte bună și permite ca să fie înregistrate partide cu diferite doctrine care noi se încadrează în cerințele legii. Așa că fiecare partid are, dacă este înregistrat conform legii, are dreptul la existență. Ce promovează fiecare în parte îl privește. Dar ce se întâmplă cu acest segment? Însă, nu se întâmplă nimic, pentru că în cazul alegerilor, referendumului în municipiul Chișinău, o să voteze nu membrii de partid, dar o să voteze locuitorii municipiului Chișinău, indiferent de apartenență politică, pentru că ei privește, pentru că același program, prima casă, în strada Ghioceilor, când sunt patru blocuri mari construite și de o parte a blocului 30 de metri până la Răulie Țudurleș și cealaltă până la sectorul privat, tinerii, cum să trăiască acolo? Cum să te gândești? Oare nu s-a găsit alt loc mai frumos, mai plăcut pentru tineri? Prima casă, o plăcere, dar nu o mizerie să fie și pentru dânșii și pentru copiii n-au unde se juca și multe alte chestii. Și tot se vorbește că Chirtoacă a făcut, că ce? Oameni buni, ce a făcut el? El a făcut din banii a cui? A noștri, care noi am plătit și agenții economici plătesc impozite, așa? Și ce? A luat credite. El ce? A atras investiții, a atras ceva fonduri, ceva granturi de peste hotare datorită, spunem, lui personal, că el s-a dus și a negociat? Nu!
Citeta, știți, se joacă că nu știu ce a făcut și ce a reușit. N-a reușit, nu a reușit nimic și ar fi fost corect ca singur să-și dea demisia. Asta e situația. Oricare din noi poate să fie și orice lider de partid poate să fie așa și orice primar. Asta e, da, trebuie să pleci așa, știți, cu respect și cu onoare. Dacă vezi că nu se primește. Domnule Mihaieș, Maia Sandu și mulți politicieni pro-europeni vând iluzii cetățenilor din Republica Moldova, spunea aceeași sursă. O să se mai vândă și în acest referendum, în cadrul acestui referendum, făcând referire și la un politolog care zicea că vindem idei și oameni. Bine, Băsescu a intrat în politica moldovenească și este foarte clar că dânsul a intrat pe mult timp pe segmentul unionist și dacă va redobândi cetățenia și va reuși să fie și cap de listă, din punctul meu de vedere, ținând cont de faptul că PL-ul deja e în derivă, în cădere liberă, electoratul unionist s-ar putea consolida în jurul lui Băsescu. Asta este evident lucrul ăsta, pentru că el este pentru electoratul ăsta un personaj credibil, a dat cetățenii românească, n-a președinte, s-a certat cu președintele Sarkozy, mi-aduc aminte faza dintr-o întrunire a președinților de state europene, când Sarkozy a spus în față, domnule, tu pe ușa din spate aduci cetățenii moldoveni, nu e. Și Băsescu și vom fi nevoiți la măsuri și Băsescu n-a mai vorbit cu Sarkozy până la sfârșitul mandatului. Deci unioniștii și cei care au cine român ar avea motive să-l voteze pe Băsescu. Și aici apare nume câmpul ăsta electoral, pe câmpul ăsta electoral Băsescu are loc. Și normal că Maia Sandu, apropo, dacă ați întrebat, da, chiar vă rog, opinia, să vă Maia Sandu a dat cu piciorul electoratul ăsta unionist. Asta e clar, că bună ziua, asta delimitat ideea asta. A avut câteva opinii pe tema asta în care a spus câteva fraze care nu au plăcut unioniștilor și eu sunt... Dar a fost destul de incertă atunci când s-a întrebat despre viitorul politic al Republicii Moldova în raport cu România. Oricum rămâne pe segmentul pro-european. Ea a spus foarte clar că unirea nu este o soluție, că România trebuie să accepte UE. Sunt mai multe nuanțe care ea le-a luat în considerație, dar e clar că, că diferența dintre Băsescu și Maia Sandu pe subiectul unirii există. Băsescu spune că el vede doar soluția unirii, Maia Sandu spune că ea vede soluția integrării europene și s-au delimitat aici, cum s-ar spune, jucătorii pe segmentul respectiv, cu toate că, din punctul meu de vedere, acest segment este în creștere. Este în creștere, ținând cont și de circumstanțele care există în Republica Moldova, de anumite probleme economice și așa mai departe, s-ar putea întâmpla că acest segment să conteze mult mai mult decât până acum la viitoare legi parlamentare. Dar, întorcându-ne la discuția de bază a emisiunii, am spus că Chișinău merită, într-adevăr, un primar pro-european care să vină cu investiții și cu fonduri europene pentru infrastructură. Că ceea ce s-a făcut, și apropo, strada cu care se laudă unii, reparația bulevardului Ștefan cel Mare, este un rateu foarte mare. 2 sau 3 ani de zile se chinuie și încă n-au scos-o la capăt. 7 ani, da? Și uitați-vă că eu astăzi chiar am mers pe acolo, pe unele porțiuni schimbă de 3-4 ori pavajul. M-am informat și am înțeles că firmele respective nu au experiență, nu știu pe ce criterii au primit aceste comenzi. De exemplu, noi trebuie să fim obiectivi. Situația în municipiul Chișinău cu administrarea Chișinău este una dezastruoasă. Nu vreau să folosesc cuvântul catastrofală, că nu e catastrofală. E dezastruoasă, e dezastru. Și în construcții, și la reparația drumului, și unde doriți. Atunci e nevoie de alt administrator și eu sunt convins că partidele pro-europene pot să genereze un administrator care să nu facă de râs segmentul pro-european. Aici deja nu mai putem să vorbim de faptul că nu Dorin Chertoacă este inegalabil și nu are cine. Are cine. S-ar găsi cine. Am avut această experiență cu primarul pro-european. Păi, acum poate lucrurile se mai schimbă. Cel puțin că, asta va fi optica... Cum spun cei noștri și... chiar dacă au greșit, nu vor să recunoască. Eu înțeleg așa, domnule, dacă tu în politică e greșit, deja ai și dosare penale și ai probleme, te duci la fund, nu mai la cu tine și Chișinău la fund deja. Nu? Da. Duci să rezolvă probleme tale cu justiția, pentru că referendumul ăsta, indiferent trece sau nu trece probleme, oricum trebuie rezolvate ale chișinăuienilor, nu? Urmează ca nou primar să întreprindă acțiuni concrete. Sunt convins, nu la nivel de declarație. Eu repet, eu sunt convins că capitala va reuși să fie revigoată doar de către un primar, care, într-adevăr, atunci domnul Prohnițe a spus o idee care ea nu e genială deloc. E foarte simplă. Trebuie parteneriat cu 2-3 capitale europene, cu București, de exemplu, și cu 2-3 capitale, hai zicem, din Germania.
și aduci 2-3 germani consilieri pe timp de 2-3 ani și vedeți cum se mișcă lucrurile. Partidul Verde Ecologist poate face lucrul ăsta. Publicitatea. Păi da, asta e realitatea. Domnule consilier, haideți să vedem în CMC lucrurile s-au mai limpezit. Chiar în ședința de astăzi știu că ați avut mai multe dispute, ați părăsit sala reieșind din faptul că nu ați ajuns la un compromis. Da, într-adevăr, a survenit necesitatea din simplu motiv că, deci, ca să fie clar pentru toți, noi susținem pe deplin necesitatea adoptării unui astfel de regulament. Da. Deoarece municipiul Chișinău are nevoie de o normare, da, adică niște reguli clare cum se va, se va duce comerțul în municipiul Chișinău. Dar este necesar să nu venim cu un proiect așa făcut repejor pe, peste pe undeva, noapte. Peste noapte, ci un proiect care să nu trezească dubii odată ce acesta va fi susținut în plenul Consiliului Municipal Chișinău. Și odată ce sunt zeci de propuneri din partea mai multor consilieri, apropo, au fost propuneri și din partea la LPL și din partea la comuniști, foarte multe propuneri au fost bune, din partea noastră, la fel, foarte multe propuneri. Dar odată ce aceste propuneri schimbă o jumătate din acest act normativ cu care tu vii în plin, păi mă scuzați atunci cum ați lucrat voi asupra acestui proiect. Fapt pentru care noi am fost nevoiți să ne exprimăm anume în așa mod dezacordul. Dar iarăși, ce vedem? Vedem că iarăși apar în ordine de zi întrebări funciare, iarăși cineva vrea să împartă bunul public pentru un preț mizer, pentru un preț mizer. Ori iarăși fac aluzii la Curtea de Conturi, care spune că din cauza că nu este adoptat un regulament care ar prevedea cum se dă în arendă, cum se privatizează, cum se vinde un lot de pământ, un apartament și așa mai departe, oricare decizie este una ilegală și oricare decizie aduce... aduce, de fapt, face ca bugetul municipiului Chișinău să sufere. Deoarece nu este vândut la un preț de piață, ci este vândut la un preț așa. Știți cum, 100 de metri pătrați în centrul Chișinăului cu 1000 de lei, mă scuzați, vă rog frumos, este o chestie inacceptabilă. Eu repet, sute de milioane de lei. În momentul în care Dorin Chertoacă nu mai e la serviciu, lucrurile au ajuns într-o altă albie, putem vorbi de o anumită transparență, cel puțin relativă. Domnul primar, interimar, își îndeplinește atribuțiile de serviciu, este mai deschis spre cererile consilierilor, iată un șir de întrebări la care vreau răspuns. Da, referitor la ce, cum se privește vice, da, de fapt primarul general, interimar, nu vreau să mă refer, dar vreau să spun ce. Că în timp ce deja Chertoacă nu mai este în fruntea primăriei, da, au început să se urnească. Au început să se urnească. Au apărut deja regulamente despre care eu vă vorbesc, da, pe ordine de zi. În fine, a fost adoptat unul din regulamente ce ține de fondul locativ și cum se dă în chirie acest fond locativ. Deci se urnește, se poate lucra. Deci care este logica în toată aceasta? Adică a trebuit să plece după gratie acest individ ca în fine să se miște lucrurile de pe loc. Asta este. Deci cum a plecat, cum a început să se urnească. Să mai fi fost încă vreo doi viceprimari, cum trebuie să fie patru, da? Doi au fost, amândoi. Domnule Prohnițke, unde sunt vocile partidilor extraparlamentare? Raportat la problema pe care o discutăm astăzi, doar Partidul Național Liberal a anunțat că nu va susține referendumul inițiat de socialiști. Eu am zis, noi suntem pentru corectitudine. Când nu doar dumneavoastră, dar celălalt colegi zic, da, în raport. Păi corect, da? Când va fi format Consiliul Electoral de circumscripții și conform legislația putea să te înregistrezi ca formațiune politică să participi la referendum, așa prevede legislația, da? Atunci se fac și declarațiile. Ce facem înainte, asta e așa. Îs declarații și nu mai mult. Așa că așteptăm. Păi, până pe 19 octombrie n-a rămas mult timp, nu? Da. Păi da. Asta este tema data de nou, încă 10 zile. Și începe campania oficială, nu? Conform legii. Stai 10 de zile de campanie. Nu, legea nu prevede strict. Anum, termenul. Aici sunt locuri de interpretare. Codul electoral nu e perfect în ce se referă și la referendum. Sunt foarte multe întrebări. La referendum, în general, acolo e prevăzut, dar cu astea locale sunt niște... Referendum, nu, și cel republican și asta local. Tot, sunt întrebări care
le pui și le faci deducții. Trebuie să spun că nu e primul referendum petrecut prin demisia unor primari, a mai fost 7 sau 8 referendumuri. Adică experiența există deja la Comisiei Electorale Centrale pe acest subiect, dar n-a fost în Chișinău. N-a fost în Chișinău, asta e altceva, că e primul. Da. Punem întrebarea. Când se începe agitația electorală? Deci Comisia Electorală Centrală decide... Legislație, conform codul electoral. Nu-i prevăzut. Dacă la alegeri de celelalte sunt prevăzute, la referendum nu sunt prevăzute. Eu asta zic. Nu, că da. Acolo este oricum, 30 de zile este un termen general. Este 30 de zile termenul general, adică el oricum vine pe 19 octombrie, termenul ăsta în 30 de zile. Da. Domnul Mihaiș, haideți să vorbim iarăși cel puțin ipotetic. Referendumul are loc, Dorin Chertoacă pleacă în istorie. Ce se întâmplă? Intrăm în campanie electorală? Nu intrăm imediat, din câte înțeleg da. Eu... Iarăși, cum spune domnul Prohnitski, legea este interpretabilă aici, nu? 90 de zile, dacă conte legislația electorală, trebuie să fie urinate alegeri. Cecul este obligat în 90 de zile, 3 luni de zile, da? În caz de... Da, iată așa ne spune și domnul consilier. Și 90 de zile, asta înseamnă 3 luni de zile. Adică aici cecul poate să are o leacă de câmp de acțiune, să zicem așa. Dar asta înseamnă că noi intrăm în alegerile anticipate ale primarului general cam în anul viitor, nu știu cam în ce lună, să zic. Nu cred că în anul ăsta să mai fie posibil, nu? Da. Da. Și deja, iarăși, campania electorală și cu tot tăcâmul. Înregistrarea partidelor la CEC, candidaților, independenți, etc. Eu nu văd nicio tragedie în chestia asta. Repet, Chișinău merită un primar cu adevărat european. Nu cu declarații, dar cu fapte. Pentru că noi ce facem aici? Facem alegeri geopolitice și la municipiu și la alegeri locale. Asta e greșeala noastră. Asta a demonstrat-o chiar alegerile municipiului Chișinău. La alegerile locale trebuie, oamenii trebuie să aleagă o persoană care are ceva experiență în administrare, măcar un bloc să fie administrat sau măcar un SRL sau ceva, să aibă în spatele lui. Pentru că când alegi o persoană care nu are niciun fel de experiență, riști foarte mult. Riști să alegi o persoană care, într-adevăr, doar are lozinci, dar dacă persoana respectivă este recomandată, dacă are ceva experiență, și repet, nu trebuie să ne fie rușine să aducem 2-3 consilieri, foști primari, de exemplu, eu aș aduce vreo 2-3 germani, să ne spună, domnule, cum se repară drumul, care sunt standardele. Eu am văzut pe YouTube cum repară drumul și cum capacele de la canalizare sunt formate. Da. E o artă întreagă. Da. E o artă întreagă. Are milioane de vizualizări pe YouTube. Da. Și parcă ar fi ceva simplu, dar uitați-vă la noi câte găuri sunt și cum stau respectivele și prezintă pericolul pentru cetățeni. Domnule Poliakov, probabil v-au întrebat mai mulți colegii ai noștri din media, nu pot să trec și eu cu vederea această întrebare. S-a discutat în cadrul partidului cine ar putea fi un potențial candidat la primăria Chișinău? Fiecare din instituțiile media încearcă să obțină, să fie primii cei care dau această știre, cine ar putea să candideze? După aceeași întrebare, domnul Prohnitski. Nu pot asuma... Nu s-a discutat, să nu înțeleg. Nu pot asuma competența Consiliului Republican la care trebuie să fie supusă această întrebare și trebuie să fie identificată o persoană potrivită. Dar până ce, da? Haideți noi totuși să ne axăm pe faptul referendumului și pe faptul că Chișinăul merită, într-adevăr, o persoană competentă, o persoană care știe să guverneze corect și nu Dorin Chertoacă. Haideți întâi să ducem până la bun sfârșit o chestie, da? Adică să ducem până la bun sfârșit acest referendum și să, după care deja, să ne gândim ce facem și cum facem mai departe. Dar acum este important să înțelegem că referendumul ăsta nu înseamnă că, iată, dacă pleacă Chertoacă, automat cineva vine în locul lui. Da? Adică dacă PSRM este inițiatorul acestui referendum, gata, înseamnă că în locul lui Chertoacă vine cineva din PSRM. Nu. Referendumul înseamnă doar pro sau contra acestui primar. Iată ce vreau să aduc la cunoștință, inclusiv și a locuitorilor municipiului. Domnul Prohnitski. Cine vine următorul? Vine, iarăși, noi suntem pe pozițiile corectitudinii. Dați purceadă întâi referendumul, să așteptăm rezultatele și pe urmă discutăm cine va fi candidatul. Acum să mergi pe calea unor partide care declară anumite foarte, foarte, foarte încă de vreme. Și ce a zis domnul Mihaiș? Într-adevăr, dumneavoastră aveți perfect dreptate, însă nu trebuie ca noi să-i chemăm, să-i angajăm aici. În discuțiile cu primarul din
Lyon, din Viena, cu reprezentanții, din Bruxelles. Ei sunt gata da. Să acorde suportul ăsta, însă trebuie să pas la ușă. Domnul Mihăieș, în 30 secunde, cine vine în fruntea capitalei? Vine o persoană care are o altă doctrină, îmbrățișează o altă doctrină? Este evident că o să fie turul 2 pentru capitală într-un reprezentant al stângii. De exemplu, socialiștii au șanse mari să aibă un candidat în turul 2 și un candidat din partea partidilor pro-europene. Acum, nu pot să dau nume, că e de vreme. Dar practica și experiența alegerilor din ultimii ani arată că anume aceste două trenduri se întâlnesc în turul 2. Domnilor invitați, vă mulțumesc pentru sinceritatea de a răspunde la aceste întrebări. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă în fiecare zi de luni și joi. O seară bună alături de noi. Pe curând!